În fiecare zi, pe strada Colonel Buzoianu, între blocul Magnolia și strada Democrației, trec foarte mulți buzoieni, unii pentru a ajunge la Policlinica 23 August și la cabinetele stomatologice, alții în drum spre centrul orașului. Strada n-a mai fost îngrijită de zeci de ani, iar buruienile au invadat partea carosabilă. Deși lăturalnică, această parte din strada Colonel Buzoianu este destul de circulată, mai ales de oamenii care vin la Policlinica 23 August. Se pare însă că a fost uitată cu totul de autorități. Străzile sunt pline de gropi, iar trotuarele invadate de iarbă. Riveranii, dar și trecătorii sunt nemulțumiți atât de trotuar cât și de carosabilul plin de gropi și de nivelări. Sunt și cetățeni care consideră că și locatarii din zona ar trebui să se implice, nu doar primăria. În primul rând sunt neglijate, uitați-vă cum arată, și parchează mașinile pe trotuar, că noi trebuie să trecem cu căruciorul de la piață să ocolim și nu e bine, zic eu. Se circulă ușor pe aici? Foarte greu, pentru că sunt parcate și pe o parte și pe alta. Iarba mașini. Iarba, cine vrea o mai culege, cine nu, nu? Dar n-ar trebui să fim obligați să rupem iarba din fața casei noastre? Altădată era așa ceva, dar acum s-au lăsat toate în paragină, cum s-ar zice. Dacă n-ai tu inițiativă să-ți faci curat în fața porții, nu se face. Adică și așa nu-i bine să aștepți să-ți facă statul tot. Nu prea bun. Asta e prea bătaie de joc cu străzile astea. Să cam asfaltează străzile la cunoștințe și trotuarele. Trotuarele sunt invadate de iarbă. Nu e normal așa ceva. Câteva cuvinte. Cum ați descrie strada și trotuarele de pe această stradă? Amândouă nepracticabile. Asta este. Trotuarele vedeți, strada e numai hopuri. De curând, în cadrul primăriei, a luat ființă un serviciu care se ocupă exclusiv de reamenajarea trotuarelor. Poate, după difuzarea acestui reportaj și prelungirea Colonel Buzoianu, va fi trecută pe lista de priorități.